Au antrenat cu lotul, au dormit cu lotul, au mâncat cu lotul, dar nu a intrat niciodată niciun minut pe teren. Lăcătuș a continuat să strălucească pentru Steaua, cu care a jucat de 3 ori consecutiv în UEFA Champions League. În ultimul său an la Steaua, Lăcătuș a condus această echipă până în turul 3 al Cupei UEFA, ultima performanță notabilă a unui club românesc. Aceste meciuri l-au readus în națională, pentru care a jucat la Euro 96 și Cupa Mondială din 1998. Lăcătuș rămâne însă în primul rând simbolul Stelei. Cupa Campionilor, Supercupa Europei, peste 70 de meciuri în cupele europene, 10 titluri de campion și 6 cupe ale României. Fiecare suporter al Stelei simte că niciodată vreun jucător al acestei echipe nu va mai strânge în Ghencea gloria pe care Marius Lăcătuș a cunoscut-o la acest club. Pentru mine Steaua a fost și va rămâne întotdeauna în sufletul meu, pentru că am avut, ca să spun așa, cele mai bune rezultate ca jucător. Datorită poate Stelei am ajuns să joc și în echipa națională, datorită Stelei poate am ajuns să joc și în străinătate, până evoluțiile pe care le-am avut în competițiile internaționale, și eu n-am decât să le mulțumesc pentru tot ceea ce au făcut, atât conducere, toți oamenii care erau, activau în cadrul clubului Steaua,